Săptămâna trecută a avut loc în portul militar Mangalia, un exercițiu care a avut drept scop principal antrenarea militarilor în lupta cu focul. Activitatea s-a desfășurat la divizionul 150 de rachete navale și a fost organizată în cooperare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea, secția Pompieri, Mangalia. Exercițiul de astăzi este organizat și desfășurat periodic prin rotație de către toate unitățile din portul militar Mangalia, în cooperare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, secția Pompieri, Mangalia. Conform scenariului, au fost pregătite două secvențe. Prima, referitoare la un incendiu la bordul navei purtătoare de rachete 189 Pescărușul. În baza scenariului, un incident la hangarul din bordul babord a declanșat un incendiu la bord și în primă fază a acționat grupa de vitalitate a bordului, sprijinită ulterior de către grupa de vitalitate a navei din vecinătate, nava purtătoare de rachete 188 zborul. Incendiul a luat amploare în intensitate și a fost necesară intervenția unităților învecinate și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Au intervenit ulterior autospeciala de apărare împotriva incendiilor de la secția logistică Mangalia și autospeciala pentru apărare împotriva incendiilor a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, secția Pompieri Mangalia. Tot în cadrul acestei secvențe a mai fost simulată și evacuarea unui militar intoxicat cu fum de la bord. În cadrul acestui moment a intervenit autosanitara de la infirmeria de garnizoană Mangalia. Cea de-a doua secvență a exercițiului s-a referit la un incendiu la vegetație care s-a extins și care a afectat cofretul de alimentare cu energie electrică al unității. Consider că obiectivele de exercițiu au fost atinse astăzi. Militarii au acționat în baremele stabilite și s-au perfecționat deprinderile în acțiunea în aceste situații.